Bună seara, dragilor! Bună seara, pentru că ziua a fost. Bună seara și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată, după ce astăzi v-am prezentat chestiunea aceea deosebit de interesantă cu cele două mătcuțe, acum am pus astăzi, în jur de ora 12, am pus cutia Genter la curățat. Deci, am uns-o cu un pic de miere, așa, și este vorba de cutia care imită făgurelul. Și acum vom căuta să descoperim matca și să o băgăm acolo. Încât ea va oua în spațiul acesta, după 24 de ore, mâniseară, o să-i dăm drumul și acolo vom găsi ouăle puse. Nu? Vom descoperi ouăle puse în făgurelul acesta. Pe noi nu ne interesează decât cele de plastic, fundul de celulă de acolo. Și atunci, acolo, pe acele le scoate pe partea cealaltă și formăm bocile, o să le punem pe leațuri, o să vedeți, va fi deosebit de interesant. Și încercăm să ducem asta într-o familie bună. Ne interesează să avem multă doică. Toate operațiile vom vedea. Pe partea asta o să le scoatem. Să văd aici nu? Fundul de celulă. Pe partea asta se trage, se bagă în altă chestiune, o bot că deja tot de plastic. Și atunci vom profita de avantajele biostupului, încât bocile vor fi crescute în prezența mâncii. După reușita aceea cu varianta în care tragem matca de bază în spate, așa, am și mai mult încredere că și acest lucru va reuși. Deci matca aceasta pe care o caut acum va conduce tot proiectul. De regulă căutăm o matcă prolifică, matcă care se ouă bine, matcă valoroasă, cum zice, de prăsilă. Așa. Căutăm să fie matca mare, pentru că o matcă mare produce albinuță mare. Exact ca și la oameni. Dacă e mic, de statură mic, ce? Copiii vor fi tot la fel. Da? Iar se plasează între doi faguri cu puietul în creștere, ca să fie multă doică acolo și să împreia și mie. Dar toate le voi povesti la momentul potrivit. Acum căutăm matca. Am cam întârziat cu operația. Puneam cam un lucru. Ah, am găsit-o. E, hai să vedem cum procedeam. Rama ce mi-a spus eu. Am băgat-o înapoi, da. Trebuie să o scoat. Particip la această lucrare pentru prima dată. E drept, nici eu n-am lucrat până acum cu această cutie. Am încercat să valorific foarte atent potențialul pe care îl avem la biostup cu ducerea mății în spate, cu povestea pe care am făcut-o. Și am și ieșit, Mihera, ai văzut. Am descoperit astăzi familii. Cum s-au supus planului nostru. Da. Chiar mă întreba cineva. Domnule, chiar ascultă-ți și crezi mea ta? Iată că de data asta a ascultat. Uh-huh.
Acum, eu trebuie să caut matca și să-i dau drumul aici. O aveam, cum vedeți aici, dragilor. Hai, fetiță. Intră acolo. Să vedem unde cutiuța și capacul, ca să numească. E pe ramă, în dreapta noastră. În pe ramă? Acolo, pe nailon. Acolo. N-a ieșit încă, nu? Este pe aici. Așa. Deci, dragilor, am dat drumul. Acum trebuie să fixăm bine. Nu e bine pus capa acolo, cred. Nu e bine pus. Cineva să mă dea. Vreți să vă punem? Ia. Prins-o, marca este înăuntru acum. Capturată. Și ea va depune ouă pe faguri. Pe fagurile așa artificiale. Nu-i bine să lăsăm mai mult de o zi. Că depune câte 2-3 ouă pe în aceeași celul, că e suprafața mică. Dacă ea este în activitate intensă, face așa și așa. Da, deci am reușit să o lasăm. Ea trebuie să fie centrată ca să fie și legat dreapta. La 8-10 mm, aproximativ umerașii. De fapt, știți umerașii, că atunci am asigurat. Nu-ți deschis în partea aceea, da? În spate, acolo. Mirea. Deci nu a fost nevoie să deschizi partea, nu? Nu. Așa, e perfect. Așadar, asta este ideea. Am reușit să rezolvăm problema. Ne oprim aici pentru seara asta. Asta e ideea. Rămâne ca mâine seara să discutăm etapa următoare. Tot ce vom face, fiecare etapă, vom filma. La revedere, dragilor!